Un moment important, când vorbeam de cele patru companii rusești care au divizat pachetul de 18,5% în 2012 și alți minoritari, au fost reprezentați în Consiliul de Administrare începând cu data de 12 aprilie 2013 de Victor Berlinski. Victor Berlinski este un nume sonor în Republica Moldova, cunoscut, fost deputat, dar eu n-am avut răspuns la întrebare până nu de mult, până o lună. De ce Banca Națională a luat decizii proaste și ilegale atunci în 2012? Acum pot să vă spun de ce. Este vorba despre faptul că Victor Berlinski este moșul familiei Drăguțan. Respectiv, nu îi exclud că nu întâmplător domnia sa a fost cel care pe 7 aprilie 2012 a avut întrevedere cu conducerea țării și conducerea sistemului judecătoresc, unde s-au discutat anumite aspecte ce ține de activitatea Băncii de Economii și unele aspecte ce țin de o problemă care există în realizarea scenariului, Negruța.